Pentru orașul Suceava, Evul Mediu a reprezentat o perioadă istorică de mare înflorire a artei monumentale religioase. Capitala Moldovei avea să constituie secole de-a rândul o emblemă a credinței ortodoxe și a spiritului creator ce au insuflat pleiadei de voivozi ai țării, dar și unora dintre boierii vremii, vocația de ctitor de așezăminte monahale și de biserici. O strălucită pildă este pentru urbea Sucevei Biserica Sfântul Gheorghe, construită între anii 1514 și 1522, ctitoria domnitorului Bogdan cel Chior. Lăcașele cu picturi exterioare, păstrate până astăzi fragmentar, datează din vremea lui Petru Rareș. Aici a fost transferat în anul 1589, din porunca voivodului Petru cel Șchiop, sicriul de argint cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou, aduse la Suceava în 1402, în timpul domniei lui Alexandru cel Bun. Județul Suceava ilustrează în mod fericit îngemânarea elementelor ce țin de aspectul pașnic, armonios, nebântuit de furtuni, cum definea Geo Bogza, tărâmul neperechi al Bucovinei, cu cele ale dimensiunii sale istorice și culturale. Ridicată în 1488 din porunca domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, al cărui spirit tutelează țara Moldovei, Voronețul constituie monumentul cel mai reprezentativ pentru arta arhitecturală moldovenească a epului mediu. Primul său stareț a fost însuși Danil Sihastru, sfetnicul de taină al voivodului. Chipul Sihastrului este zugrăvit la intrarea în mănăstire, mormântul său aflându-se în naosul Sfântului Locaș. Fațada de vest a bisericii prezintă tabloul complex al simbolisticii judecății de apoi, constituind prin întindere și prin bogăție compozițională un unicat depășind sfera vechii picturi românești, dominând întreaga artă murală a Orientului European. Pictura Voronețului este atribuită pristavului Marcu, culoarea dominantă ca element de unificare compozițională, fiind renumitul albastru de Voroneț, strălucitor și inexplicabil de rezistent. Fațada sudică înlănțuie scene privitoare la viața Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, înrudite cu imaginea ce decorează racla în care se păstrează moaștele Sfântului, aflată în locașul care îi poartă numele din capitala județului. Opcina Voronețului și având mereu în dreapta lanțul de culme ale opcinei mari, drumețul care urcă pe firul râului Moldovița, prin depresiunea creată între opcina Feredeului și opcina Mare, nu se cuvine să ocolească impresionanta ctitoria voivodului Petru Rareș. Ridicată în anul 1537, mănăstirea se află în imediata apropierea ruinelor așezământului monahal, ctitorit aici de Alexandru cel Bun, în primii ani ai secolului al XV-lea.
înaltă și sveltă, cu o strălucire care parcă iradiază din interior. Biserica Mănăstirii Moldovița creează, împreună cu cea a Voronețului, cel mai impresionant și sugestiv ansamblu arhitectonic religios din vremea lui Petru Rareș. Cromatica vie sărbătorească se află în consonanță cu măreția edificiului pe cărui pereți se succed imagini realiste, documentare chiar, privind asediul Constantinopolului, ori monumentala reprezentare a arborelui lui Eseu. Tabloul votiv înfățișează familia domnitorului Petru Rareș, desenul fin și culorile încă luminoase, deconspirând atât buna stăpânire de către meșterii zugravi a artei murale, cât și fastul curții voivodale în evul mediu. Tronul domnesc, care se presupune că ar fi aparținut ctitorului, precum și obiecte de cult de mare valoare și manuscrise din vechea bibliotecă monahală. Cinelor bucovinei, dar păstrându-ne în registrul hieratic al picturii și al artei arhitectonice medievale din nordul Moldovei, se cuvine să ne plecăm și în fața altei nestemate, Biserica Arbore. Situată în apropierea drumului spre Rădăuț, pe pârâul Solca, așezământul a fost înălțat în anul 1503 de către pârcălabul Luca Arbore, ca paraclis al curților boierești. Pictura exterioară a fost realizată în anul 1541 de un grup de zugravi în frunte cu Dragoș Coman, considerat drept cel mai mare artist al Orientului Ortodox din secolul al XVI-lea. Cu toate că multă vreme a rămas fără acoperiș, atât picturile interioare cât și cele exterioare își păstrează miraculos strălucirea. Reprezentările judecății de apoi, ca și scenele privind viața Sfântului Ioan Botezătorul, al cărui hram îl are biserica, impresionează prin naturalețe și armonie cromatică cu dominantă verde. Biserica Arbore, deși fără turle, fiind ctitorie boierească, iar nu domnească, se distinge prin monumentalitate și prin frumusețe.
În partea de miază noapte, obcinii mari răsare dintre culmile înveșmântate în verdele cetinilor măreața ctitoria lui Ștefan cel Mare, mănăstirea Putna, unde domnitorul se odihnește sub candela care, se spune, nu s-ar fi stins niciodată. Construit în anul 1466, mănăstirea a reprezentat veacuri de-a rândul o veritabilă școală, dar și un tezaur de cultură românească. Fericătura de Evanghelie dăruită de Bogdan al III-lea mănăstirii Putna, tetraevanghelierul, vechi de aproape 5 secole, ca și broderiile, cum este cea înfățișând-o pe Maria de Mangop, soția lui Ștefan cel Mare, sunt doar câteva dintre obiectele de artă elocvente în privința culturii care s-a dezvoltat în umbra zidurilor mănăstirești. Pereche, pentru a respira o vreme același aer încărcat de istorie și de mireasma fânețelor necosite, să admirăm Biserica Sfântul Nicolae de la Bălinești. De asemenea, lipsită de turle, biserica a fost ridicată în anii 1492-1493 din porunca și pe cheltuiala logofătului Ioan Tăutu. Particularitățile acestei biserici constau în tratarea pronaosului ca o apsidă în trei laturi, protejarea intrării, situată pe latura sudică, de către un turn clopotniță cu aspect de pridvor și încastrarea în zidăria exterioară a unor butoni de ceramică smălțuită. Aceștia au mai multe culori și sunt ornați în relief cu motive de factură religioasă. Despre mănăstirea Dragomirna, aflată în apropierea străvechii cetăți de Scauna Moldovei, și despre ctitorul ei, Anastasie Crinca, marele istoric Nicolae Iorga spunea: Anastasie este ultimul reprezentant al cărturăriei celei vechi slavone, al datinei de clădire a mănăstirilor frumoase, al meșteșugului de împodobire migăloasă a manuscriptelor. Ca episcop de Roman, el începu și isprăvi apoi biserica sa cea mare, una dintre cele mai frumoase în toată România.
Contraforturi lucrate cu grijă, brâu săpat cu înfățișarea unei funi împletite, încingând toată zidirea. Alte colace de piatră sculptate în același chip, urcându-se până la vârfurile bolților gotice. Cadre de formă nouă în jurul fereștilor, trandafirași, rozete de piatră pe toată întinderea turnurilor și, aici colo, pe linia lungă a funiilor împletite, care mai păstrează vechea lor zugrăvire cu roșu, albastru și aur. Impozanta siluetă de piatra mănăstirii Sucevița impresionează atât prin amplasarea ei într-un cadru pitoresc, cât și prin valoarea sa culturală. În anii 1582-1584, familia Movileștilor ctitorea pe locul unei mai vechi biserici din lemn, mănăstirea Sucevița. Inițial multifuncțională, având deci rol de lăcaș de cult, cetate de refugiu și reședință nobiliară, monumentalul lăcaș a fost înzestrat cu o frumoasă biserică, devenită adevărat testament al artei vechi moldovenești. Considerată drept punct de legătură între două epoci, mănăstirea Sucevița prelungește până astăzi ideea comuniunii dintre om, credință și natură. Asupra acestui colț de lume unic în geografia și cultura universală, se lasă moale aripa de heruvim a neuitării noastre, în semn de statornică prețuire pentru harul cu care acei părinți spirituale noștri și-au cinstit tărâmul ce le-a înfrumusețat sub. Piatra Neamț, reședința de județ cunoscută și ca orașul de sub Pietricica, după numele culmice străjuiește urbea, îmbină atât în arhitectură cât și în atmosfera pe care o degajă elementele tradiționale cu cele novatoare ale contemporaneității. Ca pretutindeni în această parte a României, spiritul tutelar al Moldovei rămâne cel al lui Ștefan cel Mare și Sfânt, marele voivod cu a cărui domnie se identifică indubitabil cea mai înfloritoare și glorioasă perioadă a istoriei țării. Situat într-un ținut atins parcă de harul aripii de heruvim, așezământul monahal de la Băratec a luat ființă la sfârșitul secolului al XVIII-lea prin osârdia Maicii Olimpiada și a starețului Paisie de la mănăstirea Neamț. Ea îmbogățește și ragul de schituri și mănăstire ale Neamțului. Biserica Mare Adormirea Maicii Domnului, a cărei construcție a început în anul 1808, a fost sfințită în anul 1812. Pictura interioară, înzestrarea cu odoare și cu toate cele necesare săvârșirii slujbelor religioase s-au terminat în anul 1814, dar abia în anul 1841, odată cu ultimele tușe de penel, pictura a fost sfințită de mitropolitul Veniamin Costache. După alte patru decenii, pictura a fost refăcută, după cum arată și Pisania din partea de miază noaptea pridvorului. Ca mănăstirii funcționează, printre altele, și atelierul reginei Maria, la intrarea căruia se poate citi, dăltuit în marmură, clădit în vremea domniei majestății sale regelui Carol al II-lea, din îndemnul înalt preasfințitului mitropolit Timen, pentru lucrări de broderie bisericească, țesături și cusături naționale lucrate de călugării.
Colecția de artă veche bisericească, adăpostită de Muzeul Mănăstirii, reprezintă un veritabil tezaur compus din broderii, icoane pe lemn, îmbrăcat în argint suflat cu aur, unele din secolul al XV-lea, vase liturgice, manuscrise vechi. Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost înălțată în 1817, fiind construită inițial din lemn. Potrivit pomelnicului, pe locul ei a fost ridicat în 1844 un alt lăcaș din piatră. La umbra zidurilor lui se află mormântul poetei Veronica Micle, stinsă din viață la 4 august 1889. Moartea lui Mihail Eminescu a însemnat pentru ea sfârșitul propriei vieți. În sprijinul acestei aserțiuni vin chiar cuvintele pe care Veronica Micle le-a adresat într-o epistolă lui Vasile Pogor. L-am văzut întins fără suflare. Când i-am atins mâna, răceala morții m-a făcut să-mi pierd cunoștința. Apoi, nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Bolnavă în pat, aștept și eu ceasul din urmă, căci n-am pentru ce să mai trăiesc. Nu după multă vreme, Veronica Micle a trecut și ea în nemurire, în același an ca și poetul Nepereche. Nestemata neamțului este mănăstirea Agapia, aflată la poalele muntelui Măgura, pe valea râului cu același nume. Ea cuprinde două așezăminte surori, schitul Agapia Veche sau Agapia din deal și Agapia Nouă din vale. Amintit pentru prima dată în 1437, schitul din deal se pare că a fost întemeiat de un sihastru pe nume Agapie, încă din secolul al XIV-lea. Agapia Nouă a fost titorită de Hatmanul Gavril, fratele domnitorului Vasile Lupu, între anii 1642-1647, după cum se poate citi și în Pisania de la intrarea în biserică. Nota cromatică dominantă a întregii mănăstiri este albul. Chiliile monahale ce formează incinta așezământului închid cerdacuri arcuite între stâlpi de piatră delicat ornamentate. Dar ceea ce amplifică valoarea mănăstirii este pictura interioară, al cărei autor este Nicolae Grigorescu. Între anii 1858 și 1861, artistul a desăvârșit aici o operă unică, de mari proporții, inspirată după gravurile maestrilor Renașterii, Rafael, Tizian, Leonardo da Vinci. Adevărate capodopere ale portretisticii de factură neoclasică, icoanele împărătești și chipurile expresive ale sfinților conferă mănăstirii Agapia, după cum aprecia Mihail Cogălnicianu, calitatea de autentică galerie de artă pentru întreaga Moldova. Nu departe de Agapia, se află aninat parcă într-un clin de munte, schitul Sihla. Modest, parcă voind să se piardă cu simplitatea lui exterioară în decorul aproape sălbatic al pădurii, schitul are în schimb o mare bogăție lăuntrică. Cele câteva chilii ale monahilor ce și-au aici sălașul lasă impresia că ar fi crescut firesc din însuși muntele ce le îmbrățișează. Cumințenia lor lipsită de stridență vorbește limpede despre sfințenia acestei binecuvântate guri de rai. Călugării trăitori la Sihla au bunătatea și merenia antipărite pe chipuri și par să fi coborât din stirpea acelor vechi schimnici care, izolându-se de lume în sihăstriile munților, și-au juruit râvna întregilor vieți, rugăciunilor și jertfei de sine.
din zbuciumul lumii nu urcă până aici. Turiștii ocazionali în căutarea ineditului sau pelerinii veniți pentru pioasă reculegere găsesc la schitul Sihla liniștea și calea spre izbăvire. Călcând cu înfiorare pe treptele înguste, dăltuite în stâncă și îmbrăcate în lemn, până la chilia unde a trăit odinioară cu vioasa Teodora, te simți cuprins de un înălțător sentiment de evlavie. Izolată de lume, ducând o viață austeră, închinată meditației și smereniei, cuvioasa Teodora a răsfrânt asupra locurilor în care s-a sihăstrit din sfințenia și lumina Duhului ei. Peștera, aici în fundul se vede această crăpătură și a ieșit cuvioasa Teodora dincolo în poiana unde stâncă unde bea apă. De când am cu minune a rămas aici, moaștele au stat 100 de ani. În imediata apropierea chiliei săpate în stâncă, se găsește căușul de piatră al izvorului cuvioasei Teodora. Potrivit tradiției, dar și după spusele monahilor de la Sihla, apa acestui izvor are un debit constant, indiferent de anotimp sau de cantitatea precipitațiilor. Asemenea, s-a constatat că apa neîncepută ce răsare aici dintre stânci posedă calități tămăduitoare, chiar miraculoase. Perica schitului Sihla strălucește ca o nestemată în mijlocul crâmpeiului de munte asupra căruia își revarsă lumina. Lăuntrul lăcașului are însă paradoxala proprietate de a părea mai spațios și mai înalt decât este în realitate. Subțire ca un fum de tămâie, svelta bisericuță a așezământului monahal dă impresia unei corăbii aflate în mijlocul talazurilor de clorofilă ale pădurii. Numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Drumețule ce treci obosit pe drum, oprește-ți pașii în fața Sfintei Mănăstiri Sihăstria. Închină-te și adăpostește-ți sufletul în tainica umbra Mănăstirii Sihăstria, unde un duhovnic blând îți va închina pe la icoane. Călătorule ce cauți iertare și împăcare, vino pe pământ mănăstiresc, unde adierea florilor de sânziene îți va povesti despre călugării care se roagă noapte și zi pentru izbăvirea ta. Mănăstirea Sihăstria, lăcaș sfânt de închinăciune și rugăciune. Călătorule ce porți prin viața amărăciune ascunse, ridică-ți fața către Dumnezeu
și vei primi lumina și binecuvântarea Lui. Trăjuită de culmea muntelui Vasan, mănăstirea Secu lasă impresia unei cetăți fortificate, înconjurate de ziduri înalte și turnuri de apărare. În tezaurul bisericii mănăstirii, alături de cruci sculptate, ferecate în argint aurit, vase liturgice, cădelnițe, se găsește un epitaf de mare valoare, lucrat de însăși Mitrofana Ureche. Dar ceea ce sporește lumina Sfântului Lăcaș al mănăstirii Secu este racla din lemn de tei, inspirat sculptată și ornamentată, în care se află fragmente din moaștele Sfântului Arhidiacon Ștefan, ale Sfântului Ioan cel Nou, ale Sfântului Apostol Filip, ale Sfântului Grigorie de Capolitul, ale Sfintei Marii Mucenițe Marina, chivotul în care a fost piciorul Sfântului Ioan Botezătorul, și o mică parte din crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul. Din același spațiu ce concentrează inestimabile vestigii istorice menite să pună în valoare vigoarea spiritualității moldovenești, face parte și Mănăstirea Neamț. Amplasată pe Valea Nemțișorului și vegheată de culmile Pleșu și Dobranu, mănăstirea reprezintă o ctitorie succesivă a voivozilor Petru I Mușat, Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare. Edificiul central, prin liniile sale arhitecturale, constituie o încununare a stilului moldovenesc concretizat în epoca domnitorului Ștefan cel Mare. Interiorul bisericii păstrează un ultim ansamblu de frescă din anul 1497 cu adaosuri ulterioare. Iconostasul, bogat în incrustații și dantelării din lemn aurit, dă impresia unei veritabile pinacoteci ridicate în fața altarului. Ferecate în argint și bogat ornamentate, icoanele catapetesmei păstrează încă din prospețimea inițială a culorilor pe care harul meșterilor zugravi le-a preschimbat în opere de artă. Așezământul monahal Neamț a fost conceput asemenea majorității mănăstirilor moldave medievale ca o adevărată cetate fortificată, menită să reziste eventualelor atacuri vrăjmașe. Dotată cu turnuri de apărare și cu un vast sistem de chilii, mănăstirea reprezintă în același timp un valoros tezaur ce cuprinde, printre altele, una dintre cele mai vechi biblioteci din țară, compusă din peste 12.000 de volume și mai mult de 500 de manuscrise de mare valoare, cărora li se adaugă lucrări ale miniaturiștilor medievali și ale tipografilor nemțeni din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. La Mănăstirea Neamț, mai cu seamă la sărbătoarea înălțarea Domnului, hramul bisericii, sosesc nenumărați credincioși din împrejurim și chiar din regiuni mai îndepărtate. Adunați aici încă din ziua premergătoare Sfintei Sărbători, credincioșii veniți din țara Năsăudului, din Maramureșul Descălecătorului Dragoș, ori din Bucovina celorlalte ctitorii surori ale Neamțului, participă la slujbă cu smerenie și cu evlavie.
atmosfera sărbătorească, înălțătoare prin faptul și prin semnificațiile ei, este amplificată și de prezența multor înalte fețe bisericești din țară și din străinătate. Se poate spune că această vatră călugărească a contribuit și contribuie la cunoașterea și închegarea legăturilor frățești ale românilor drept credincioși. Făcut-ai una între vreți, Doamne, și-a cunoscut apostul său, pus-a întuneric și-a făcut noapte, când vărești toate fiale pădurii. E, Doamne, cerui cei, slavă ție, Doamne, cerui cei. Privind mulțimea de oameni pătruși de fiorul tainic al marii sărbători și copleșit fiind de sentimentul înălțător al unei imense comuniuni sufletești, te aștept parcă să vezi învind aievea slovele inspirate ale lui Mihail Sadoveanu despre hramul Sfintei Mănăstiri Neamțu din Frațișdeț. Clopotele porniră cu mai mare zvon când în aceleași poieni cu molizi și cireși înfloriți se arată alaiul cel mare. Cei de pe ziduri și din turn cunoscură în acea depărtare numai calul alb al măriei sale și numai fulgerarea gugiumanului său împodobit cu pietre de olmaz. Pentru preasfințitul Ioachim al Hușilor și pentru preasfințitul Gerasim Putneanul, episcop vicar al arhiepiscopii Suceve și Rădăuților. Domnul cel binecredincios, pentru stăpânitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru oștirea cele din toți viitoare, a doua zi, în plină sărbătoare a înălțării Domnului, mulțimea credincioșilor face ca incinta mănăstirii se pară neîncăpătoare. Clopotele urcă spre cer muzica îngerească, al cărei ecou reverberează asupra fundurilor și a văilor înconjurătoare. Potrivite clopotele pentru tragerea tuturor, a fost astfel armonizat încât să producă un sunet melodios și profund. Vraja clopotelor de la Neamț i-a inspirat poetului Ioan Alexandru cuvintele: clopotele Neamțului rupte din graiul strămoșilor,
Înveșnicite în turn, ung cu mir din zor și până în miez de nopți fruntea drumeților. Slava a Tatălui și a Ta, și o deșevârșește pe ea.